În acest weekend la Petroșani ajung mari glorii ale fotbalului românesc, care au pornit în lume de aici, din Petroșani. Sunt mai multe evenimente ce vor fi marcate la sediul primăriei și la stadionul ce va lua numele celui care a fost Petre Libardi, iar primarul din Petroșani ne spune cum se vor derula evenimentele. Sâmbătă, mai exact, la orele 10, în sala de marmură a primăriei Petroșani, vom avea o festivitate de premiere a foștilor fostelor glorii de la Jiul Petroșani, după care vom merge la stadionul Jiu, unde vom dezvăli acea pancardă pe care va scrie numele stadionului Jiu, se va transforma în Petre Libardi și va fi un meci demonstrativ, începând cu orele 12-12:30, în funcție și de cum vom finaliza evenimentul din sala de marmură, în care fostele glorii vor juca, vor fi prezentați pe terenul de fotbal. Jiul nu prea mai are echipă, dar sunt planuri și primarul vorbește cu optimism despre un viitor timid în acest sens. Nu mai performează în divizia A, însă noi începem să reconstruim aproape de la zero ceea ce însemna Jiul Petroșani. Echipa este la Clubul Sportiv Municipal, vom încerca să atacăm divizia C pentru anul viitor. Să sperăm că reușim să mai aducem vreo 2-3 băieți care sunt din Petroșani și care joacă la alte echipe din Valea Jiului, să întărim echipa. Antrenorul militarul Candu și Ghițan se vor ocupa de această echipă. Repet, dar accentul vom pune în continuare pe copii și juniori. Vor fi, după cum spun organizatorii, aproape 100 de invitați, foști fotbaliști, arbitri, medici, antrenori și preparatori, care de-a lungul timpului au venit aici la Jiul Petroșani. Cei care vor să-și amintească sunt așteptați în lunca Jiului la stadion, la un meci și la prezentarea lor.